ziua! Eu nu pot. Ce nu puteți? Puteți, eu nu pot înțeleg. Nu pot înțelege cum se mișcă așa de încetul. Vă referiți la autostrăzi? Lasă, domnul, că autostrăzi. Le referim la guvernurile de la noi, care nu este ele capabilul. Ha. Și UDMR a fost la guvernare și acum susține alianța de la putere. Adevărul este, Perse, că noi am făcut tot ce am putut. Noi am dat mânuri de ajutorul, tăiat copacii ca să fie frumos nivelat, să se poată construi drumuri. Dar neseșemi foc meghiul. Asta este. Și mai nou, ce ați făcut să ajutați? Am făcut foarte mulți. Vrut toate plăcuțele din România să fie ele bilingvuri. Asta ar fi ajutat maximum. Cum poate asta să ajute? Să fie bilingvuri și să creadă constructorii de la Ungaria, că este tot în Ungaria autostrada care începe la România. Ați priceput? Și să ajungă așa cu autostrada după Oradea, până în ciucul Miercurii. Da. Păi se circulă dificil în România datorită creșterii economice. Creștere economici? Asta este ca și glumul ăla cu statul paralel, povești de la nemuritoare. Ce ziceți de primul metru de autostradă din Moldova? Place ce-a făcut domnul Ștefan Stapichiu. Salut de aici. Doresc să fac mâine și eu pe model de la el un cârtoșcolac de un metru. În legătură cu autostrada care se apropie de granița cu România, ce spuneți? Mișcă bine, vede cu ochiul liber cum vine durumul către noi. Ca de obicei, noi fost primii care am ajuns cu autostrada la graniță. Vecinii dumneavoastră români ce zic? Ce să zic, că toți este speriatul. Crede că ungurii face autostradă ca să poate duc Ardealul mai rapid în Modul Orșag. Am un vecin, fii atent la ea, am un vecin, Dănuț o cheamă. Ăsta toată ziua benoclează camioanele care vin. Benoclează camioanele. E frică lui, vine gol, pleacă plin cu Ardealul și așa duce Ardealul bucate la bucate în Ungaria. Vă mulțumesc, eu să nu însemn. Cu plăcere, Chicicilagom. Nu vrei să vii puțin la un Turo Rudi? Deliciosul baton cu brânză? Nu, Turo Rudi. Eu cheamă la mine Rudi, eu cu tine te fac la o tură, înțelegi? Turo cu Rudi, a? Nu vreau să ne panicăm, dar sunt probleme la granița de vest a țării. Sunt mari probleme. Ungurii avansează. Sunt la 15 km de Oradea. Să nu ne stresăm, să ne facem probleme prea mari, dar totuși să fim pregătiți, pentru că ungurii avansează spre țara noastră. Mai au 15 km și termină autostrada. Noi ne chinuim de atâta vreme să facem un coridor, o șosea de viteză și nu reușim nimic. Maghiarii au venit până la graniță cu autostrada și parcă zic, Chirlexea, pe veniți și voi, vă rugăm frumos, cu autostrada voastră să le unim pe ambele amândouă, să puteți circula și noi, să putem circula și voi, să ajungeți mai repede unde aveți treabă în Europa, noi să ajungem unde ne doare mai tare în ținuturile secuiești. Dar hai să facem această autostradă. Noi, de unde autostradă? Păi dacă alaltă ieri au zis numai doamna Dăncilă sau ieri au zis doamna Dăncilă, că anul ăsta reușim să scoatem țara din noroi. Păi de unde autostradă? Noi abia ieșim acum din noroi. Auzi, Dăncilă, am scos țara din noroi. În loc să zică, da, am și băgat-o în căcat. Nu mai bine. Și grijă mare la granița vestului. Periculos, Ișten, basă.